Este ora 12, bun găsit la știri, sunt Maria Linda, apar informații exclusive din ancheta așa zisului lider spiritual Adi de la Brad. Acesta își trecea copiii celor din sectă pe numele lui ca să îi țină legați de loc. 7 fete și băieți sunt în această situație oficial potrivit Direcției pentru Protecția Copilului Hunedoara. Colega mea, Mihaela Bârzilă, este în acest moment în legătură telefonică directă. Mihaela, bun găsit, ai reușit să stai de vorbă cu oficialii, ce ai reușit să afli, ce spun aceștia? Bună ziua, Linda, bună ziua tuturor! De ieri încercăm să aflăm ce s-a întâmplat acolo în această comunitate din Munți, de unde a fost arestat acest guru, fost miner. Iar astăzi au venit primele informații oficiale, doamnelor și domnilor, care sunt de-a dreptul tulburătoare. În urmă cu doar câteva momente am stat de vorbă cu directoarea Direcției pentru Protecția Copilului din Hunedoara și mi-a povestit cum s-a întâmplat totul, cum au decurs perchezițiile, ce au găsit acolo în Munți, în cătunele în care locuiau acești oameni, mulți dintre ei cu studii superioare, unul era chiar arhitect și au stat de vorbă cu el reprezentanții autorităților, au întrebat ce se întâmplă acolo, ce caută acolo și el a spus că asta e alegerea lui, vrea să trăiască așa, în acest fel, și a dispărut între tufișuri. În acest moment vă pot spune doar câteva elemente dintre cele descoperite de autorități. Pe 24 mai a fost prima descindere în această comunitate din Munți. În acel moment au fost găsiți acolo 12 copii de diferite vârste, de la bebeluși până la copii de 18 ani. Cel mai mare dintre copiii trecuți pe numele acestui guru are 18 ani. Ne spuneau autoritățile că sunt burdușiți cu documente, dau o aparență legală lucrurilor care se petrec acolo. Ați văzut, acuzațiile sunt foarte grave, agresiuni sexuale. Am întrebat pe doamna de la Protecția Copilului dacă femeile pe care le-au găsit acolo au reclamat că ar fi fost abuzate sexual, că ar fi fost violate și așa s-ar fi născut acești copii. 7, repet, sunt pe numele acestui bărbat, dar mi-au spus reprezentanții de GHSPC că au fost foarte reticente mamele respective și nu au dorit să vorbească cu autoritățile. Repet, pe 24 mai au găsit acolo autoritățile, poliția și reprezentanții Direcției de Protecție a Copilului 12 minori. Însă ieri, când au fost descinderile despre care am aflat cu toții, nu mai era niciun copil acolo și chiar de sub nasul autorităților o mașină a demarat în trombă și a plecat pe acel drum de munte. Erau mame cu copii în brațe în acea mașină. Nu se știe exact câți copii au plecat chiar ieri, înaintea ultimelor descinderi. Acești părinți ar putea fi decăzuți din drepturile părintești, spun autoritățile, pentru că nu și-au trimis copiii la școală. Copiii s-au născut însă la maternitate. Există foarte multe documente. Autoritățile au avut acces la documente, însă copiii găsiți, repet, pe 24 mai, ieri dispăruseră cu tot cu mamele lor și cu avocatul, mi-a spus doamna de la Direcția pentru Protecția Copilului. Cei din comunitate susțin că acești copii merg la școală, pentru că este ilegal în România să ții copiii departe de educație. Copiii au garantat prin Constituție dreptul la educație și acești părinți, repet, ar putea fi decăzuți din drepturi dacă se dovedește că nu și-au dat copiii la școală și cel mai probabil așa a fost, pentru că deși au arătat autorităților niște acte cum că ar face o școală online în Statele Unite, copiii mai mari interogați de cei care au participat la descinderi au spus că de fapt ei nu se duc la școală. Este o poveste extrem de complicată. Am adunat mărturii oficiale, repet, și le veți vedea la ora 13 la News Magazine. Am stat de vorbă și cu prefectul județului Hunedoara. Foarte interesant, prefectul pe vremea când nu era persoană publică, chiar a fost acolo în Munți și ne va povesti la ora 13 ce a găsit acolo și dacă i s-a părut ceva suspect acum 10 ani când el a fost în această comunitate, din care, iată, a fost arestat acest individ cu acuzații foarte grave. Rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă vor reuși să găsească acești copii care au dispărut de pe 24 mai până acum, 12 la număr, cel puțin atâți au găsit la prima descindere autoritățile, dar au plecat cu tot cu mamele lor și, foarte important, aceste femei cu copiilor trecuți pe numele acestui bărbat locuiau împreună. Eu m-am mirat, vă spun sincer, pentru că zilele trecute am văzut un film cu un subiect similar și doamna de la Protecția Copilului mi-a confirmat că, într-adevăr, n-au văzut niciodată așa ceva. Este exact o poveste
ca în filme. Să sperăm că se va termina totul cu bine pentru copiii implicați, pentru că este vorba de copilași mici de la câteva luni, copii de 3 ani, de 4 ani, vă spuneam, până nu la mai puțin ani. De 12 copii, așa cum spuneai și tu, Mihaela, sunt absolut halucinante aceste informații pe care, iată, le-ai obținut în exclusivitate. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii. De altfel, doamnelor și domnilor, sunt mărturii cutremurătoare în cazul autoproclamatului lider spiritual din Munții Apuseni. Liderul comunității a fost arestat preventiv pentru șantaj, viol și hărțuire sexuală. Faptele îngrozitoare care ar fi fost săvârșite de Adi de la Brad au ieșit la iveală după ce o tânără care făcea parte din secta fostului miner a rupt tăcerea. Colega mea, Andreea Borboros, are detalii suplimentare. O ascultăm! Bun găsit tuturor, Ardelean Farcaș, un fost miner în vârstă de 59 de ani, cu studii liceale, a reușit să pună bazele centrului de meditație din Dumbrava de Sus, comuna Ribița, în anul 1997. Acest guru al Hunedoarei, zis și Adi de la Brad, reușea să racoleze adepți la comunitatea sa, spunându-le că el deține tehnica respirației. Foarte multe persoane au ajuns în centrul lui, fie că vorbim de persoane din țara noastră sau chiar persoane din străinătate, vedete, politicieni sau oameni cu studii superioare. Aceștia au decis ca în urma cursului pe care l-au efectuat în Creierii Munților timp de 10 zile să rămână acolo, să locuiască acolo. Ei bine, foarte multe persoane care după mai bine de 10 ani petrecuți în această comunitate au ales să plece și mai mult decât atât au ales să vorbească despre traumele la care erau supuși. Aceștia vorbesc de abuzuri sexuale, șantaj, manipulare și îngrădirea dreptului copiilor de a participa la școală. Polițiștii au efectuat percheziții, de altfel aceștia s-au autosesizat după ce o adeptă a acestui cult a decis să-și facă publică povestea pe internet. În aceste momente, Adi de la Brad este arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta este în plină desfășurare.